La eveniment. Că mi-ar fi plăcut să mă duc acolo. Ar fi fost bine. Da. Bună seara, dragii noștri! Bună seara! Bună seara. Bună seara și la mulți ani, Oana! Mulțumesc! Bună la seara, mulți colegi! Ce faceți? Ce uite să facem? Uite, ne uitam la tine și te admiram. Bună seara, prieteni! Mulțumesc! Da! Știi, acum la 30 mulțumesc de ani mult, eu nu vă că văd pe voi, dar sunt sigură că sunteți absolut superbi. La noi nu se pune problema, suntem superbi, ca de obicei. N-aș spune chiar super, dar e clar un început foarte bun. Mai ales domnul Cazacu. Da. Aici. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Sunteți minunați și am împlinit 30 de ani, nu mai spuneți. De mâine o să zic că am 28. Nu, să știi că de acum începe viața. Arăți de 50. Nu, e adevărat. Așa mi-au zis toți. Da. Mai ales că ai trecut și peste un moment de cumpănă, nu? Mai ales că este o seară foarte frumoasă, Horațiu este absolut superb și cu această ocazie vreau să-i spun lui Horațiu că mama mea, care este divorțată de mulți ani, să știi că te place foarte mult. Ce vârstă are, doamna? Mami are 55 de ani. De vârstă cu mine? Da, de vârstă cu tine, cred că v-ați potrivit foarte bine, pentru că să știi că este perspicace ca tine, poartă ochelari, părul îl are puțin mai des și puțin mai lung, dar cu siguranță vă potriviți. Deci poți să fie o pețitoare perfectă. Da. Haideți să revenim la petrecere, spune. La petrecere. Este petrecerea mea de 30 de ani, pentru că mi-am făcut majoratul, așa că le-am rugat pe prietenele mele de la Manifesto, cea mai tare agenție de PR, care se ocupă de organizări de evenimente și de nu numai. Și au zis așa, băi Oana, hai la Jubile Concept, să ne facem ziua, să ne facem viața, să ne distrăm. A dus prietenii, e mâncare, e băutură, e dans. Și apropo, câți invitați ai? În jur de 80 de persoane. Viața după divorț, da. Viața după divorț este la fel ca înainte, pentru că momentan n-am apucat să mă bucur de ea, fiindcă muncesc foarte mult. A? Muncind foarte mult, nu pot să spun că e bine, că e rău. Divorțul, important este divorțul, să... dacă nu te bucuri, să știi. Să știi că momentan muncim foarte mult și n-apucăm să ne dăm seama de cum se simte treaba asta după divorț, însă important e că suntem sănătoși și Horațiu vreau să rămâi să dansăm împreună în seara asta. O să ce-a, uite, bă, ți urmărez această invitație, dar să mă întrog... Vă aștept, băieți, după ce terminați programul, avem interpreți, vă cânt și eu, vă aștept, păi, aici, veniți frumos. Dacă nu ne-ați chemat până acum, noi suntem de ăștia orgolioși, dacă nu ne-ați chemat de la început. Păi dacă eu știu că sunteți ocupați, mă, cum să vă sun dacă sunteți ocupați? Ia sunteți să le întreb pe fetele care ți-au organizat dacă sunteți ocupați. Felicitați, ai zis la mulți ani? Da, ele știu foarte bine, mi-au spus că sunteți super busy. Ce m-ai întrebat? Zic, fostul soț te-a sunat să-ți spună la mulți ani? Da, Cătălin mi-a trimis un mesaj, mi-a spus la mulți ani, i-a mulțumit, mi-a făcut câteva urări și sentimentele sunt reciproce, pentru că și eu îi vreau doar binele. Ce frumos! Mai, viața merge mai departe, nu? Bineînțeles. Romantică și, știm, și foarte pragmatică. Din nu? Câte știm, ați rămas și prieteni foarte buni, Oana. Și vreau să te întreb dacă nu cumva l-ai invitat și pe el în seara asta, da. Sau dacă vine după tine, nu știu. Așa, chiar din prietenie. Nu l-am invitat în seara asta și o să vă spun și de ce. Momentan, cred că trebuie să ne vindecăm un pic amândoi, să ne liniștim și după treaba asta o să reușim cu siguranță să fim în relații mai bune. Momentan, cred că trebuie să se vindece un pic lucrurile și după ce o să ne relaxăm, cu siguranță o să ne putem baza unul pe altul oricând. Cel puțin din partea mea, cu siguranță. Deci nu putem dar să momentan spunem e prea că... proaspătă situația. Nu putem să spunem că încă există pretendenți pe acolo. Pretendenți, nu știu, nu există un buchet de flori, știi cum e, apar... Pretendenți în afară de Horațiu nu există. Nu, în afară de Horațiu nu există niciun pretendent. Nu s-a anunțat nimeni și momentan cred că e de vreme să vorbim despre asta. Vreau să ne mai vindecăm puțin. Asta ca să nu intrăm într-o relație toxică. În general, așa se întâmplă după o despărțire. Află lumea că e singură și încep pretendenții să trimită floricele, buchetele să scrie acelea mesaje. Mari de flori pe care le vedem noi pe internet tot timpul. Da, Horațiu a venit cu mâna goală, să știți, la ziua mea. Mă așteptam măcar la un buchet de flori, mai ales că el este milionar și are un post vechi în Antena 1. Mă așteptam totuși să aibă la el un cadou măcar, dar n-a avut, el vine și face interesul ca întotdeauna, vine, ia interviuri, spionează și pleacă, mănâncă din candy bar, mănâncă din meniuri, mănâncă din proțac, mănâncă din ce mai este, cadou n-aduce, dar e superb. Nu ne aduce nouă niciodată. Ai greșit aici că nu mănânc nici din candy bar, nici din proțac, chiar sunt foarte cumpăt. N-ai mâncat nimic? Nu. Nu pot să cred, Horace. Serios. Oana, n-avem proțac, avem bar tradițional, am zis așa. Spune-mi ce faci de sărbători, unde pleci, ce planuri de vacanță ai? De sărbători o să cântăm în Londra. Oamenii care mă urmăresc se pot uita pe Instagram, o să vadă unde o să cântăm. O să cântăm în Londra, de Revelion o să cântăm în Slobozia și tot așa, cântăm toată luna. Și speriat. Da, cine foarte tare. Mult o să cântăm toată luna, că n-am timp să stau acasă să mă gândesc la probleme. Și după
Am placenta încărcată, slavă Domnului. Oana, noi îți mulțumim foarte mult că ai intrat în legătură cu noi. Te lăsăm acolo cu Hori, poate mai vorbiți. Îți spune la mulți ani, să ai o zi frumoasă, să te bucuri de ea. Și de acum începe viața. Vă aștept, băieți. Da, venim.